Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! În plan sentimental este posibil să predomine o atitudine rațională și echilibrată. Berbec, dacă se iveste ocazia să faceți o călătorie împreună cu persoana iubită, ar fi bine să nu stați mult pe gânduri. V-ar prinde bine o activitate interesantă în care să învioreze relația sentimentală. Taur, astăzi aveți o mare putere de convingere, iar relațiile cu cei din jur ar trebui să fie foarte bune. Este o zi bună pentru a negocia contracte sau pentru a semna documente oficiale. Gemeni, la locul de muncă sau în afaceri, sunteți entuziast și v-ați propus să demarați o lucrare pe care ați fost nevoiți să o amânați de câteva ori. Dacă întâmpinați dificultăți, apelați la un coleg cu mai multă experiență. Rac, în activitatea profesională se anunță o zi destul de încărcată și agitată, dar aveți șanse să realizați tot ce v-ați propus. Persoana iubită va aprecia inițiativele privind anumite schimbări în locuință sau în activitatea casnică. Leu, parcurgeți o perioadă favorabilă în plan profesional de care ar fi bine să profitați pentru a finaliza un proiect important. Este o zi bună pentru a stabili noi relații, dar nu neglijați persoana iubită. Fecioară, în prima parte a zilei este posibil să faceți o scurtă călătorie în interes personal care se dovedește benefică pentru relația cu persoana iubită. S-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană interesantă de la care aflați informații utile pentru afaceri. Balanță, sunteți într-o formă intelectuală excelentă și comunicați cu mare ușurință. Aveți șanse de reușită în toate activitățile legate de cămin, iar relațiile cu familia ar trebui să fie foarte bune. Scorpion, este posibil să primiți un cadou surprinzător sau o veste interesantă de la persoana iubită. În a doua parte a zilei s-ar putea să aveți de luat o decizie importantă în ceea ce privește relațiile sentimentale. Săgetător, aveți tendința să dedicați mai tot timpul unor probleme profesionale sau personale și să neglijați relațiile sentimentale. Amânați activitățile profesionale dificile care necesită capacitate de concentrare. Capricorn, astăzi sunt favorizate negocierile și discutarea chestiunilor profesionale delicate. Este de preferat să mizați pe seriozitate și să nu încercați să păreți altfel decât sunteți. Vărsător, la locul de muncă și în afaceri, sunteți hotărât să vă asumați noi responsabilități. Ați putea avea ocazia să vă afirmați și în plan social. Pești, astăzi sunt favorizate relațiile cu prietenii și cu rudele. În prima parte a zilei este posibil să vă întâlniți cu o persoană pe care o apreciați și cu care nu v-ați mai văzut de multă vreme. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă! Aplauze pentru Amalia, care s-a descurcat fără prompt.